Bună, fetelor! Așa cum ați văzut și în titlu și v-ați dat seama că nu port nimic pe buze, astăzi vom testa niște rujuri luate de pe AliExpress. Știu că am făcut acum scurt timp un haul de pe AliExpress, dar acesta este altceva. Vreau să încerc pe buze niște rujuri luate de pe AliExpress, ieftine, să vă zic părerea mea, să vedem dacă pățesc ceva, sper să nu. Așa că eu zic să începem pentru că am câteva. În primul și în primul rând vom începe cu acest Balm Bite. Cutia arată cam așa. Cutia arată cam așa, are aici acest V holografic, niște dungulițe, este fină cutia. Pe spate are această etichetă cu un cod de bare, în fine. Scrie foarte mult în chineză, japoneză, în limba lor, dar cred că are și ceva în engleză, dar dacă aș deslipi această bucățică, tot nu aș vedea. Și să vedem cum arată în interior. Așa arată în interior, vine într-un suport de plastic și... eu i-aș zice un strugurel, sincer, i-aș zice un strugurel, pentru că mi-e place foarte mult acest mecanism. Dăm în jos și iese produsul. Ați înțeles? Culoarea este 07, Balm Bite, lipstick, în fine. Are un miros foarte frumos și dulce. Vă arăt și ce model. Acesta este modelul. Partea aceasta de sus este roșie și partea asta este transparentă. Și acum îl voi încerca pe buze. Eu am buzele foarte uscate și de acest momentan și de acest motiv am vrut să încep cu astea. Este hidratant. A oferit culoare buzelor, un pic de luciu. Să-l încerc și pe mână. Cam așa arată și pe mână. Îmi place foarte mult. Deci acesta merită ținut în poșetă și aplicat atunci când avem buzele uscate și ne-am dorit un pic de hidratare. Este foarte bun. Surprinzător. O să-l caut și o să vă las link în cutiuța cu descriere. Următoarele două sunt aceste două rujuri de la Romantic Beer și ele sunt nuanțele acestea. Și acestea sunt nuanțele, unul este Jinx și unul este Pansy. Primul și în primul rând îl vom încerca pe Jinx. El arată așa. Și acesta este și swatch-ul. Mă voi da cu acesta pe buza superioară și cu celălalt pe buza inferioară să vă arăt, pentru că se dau foarte greu jos. Am făcut o combinație super ciudată. Deci, după cum puteți vedea, sunt niște rujuri care usucă buzele. Acesta nu este foarte opac. Cred că trebuie să mai insist cu un strat. Acesta... intră în liniuțile fine, deci nu sunt cele mai bune rujuri, dar cred că au o rezistență foarte mare, după părerea mea. Și sunt niște culori mai mai trăznite un pic, așa că o să mai vreau să mai încerc niște culori trăznite. Următorul ruj pe care vreau să-l încerc este acesta. Ăsta ar trebui să fie un ruj holografic. Nici acesta nu are ingredientele. El arată așa, este un mov foarte drăguț de la Dragon. Este acesta. Cred că puteți să-l observați. Eu, după părerea mea, care trebuia să-mi dau seama înainte, acesta este un luciu, un...
un ruj care poate fi aplicat peste rujurile mate pentru a oferi un pic de strălucire. Este mai mult un ruj holografic cu nuanțe de mov spre albastru, care se usucă foarte repede, deja încep să usuce și începe să mi se lipească buzele între ele. Așa că o să-l încerc, cred că într-o zi sau o să-l încerc cândva peste un ruj mat, să văd ce culoare îi dă. Deja mi-am, cum să vă zic, că mi-am meritat foarte mult buzele, numai pentru simplu fapt prin aplicare și ștergere. Următorul este o copie după un ruj de al lui Kat Von D. Acesta se numește Tot Dragon, am impresia că este o firmă sau ceva care scoate rujurile astea. Am impresia că este un dup după o copie după Lolita. Are aceeași formă, nu am originalul să vă spun. La acest ruj, vedeți aici culoarea, la acest ruj mă cam deranjează un pic mirosul, dar îl voi aplica. Este o culoare drăguță. Este o culoare drăguță, este frumoasă. Se aplică ușor. Nu pot să zic se aplică foarte ușor, dar se aplică. Simt cum mi se lipesc buzele. Probabil trebuie să aștept să se usuce, dar eu sincer nu aș vrea să aștept să se usuce pentru că nu știu cât o să-l dau jos. Este foarte uscat, dar mirosul este foarte deranjant, așa că îl dăm jos. Următorul ruj pe care vreau să-l încerc este acesta, care este sub forma unei sticle de vin. Aceasta ar trebui să fie culoarea, care este și aici pe top. El este cu pensulă. Și acesta este un vișiniu. Da, pe acesta nu l-am aplicat foarte bine. Nici pensula nu mă ajută foarte mult, dar mi se pare un pic cam mare, deja observ aici. Da. Are un miros insesizabil. Packaging-ul, ambalajul îmi place foarte mult, are aici și o femeie cu niște buze roșii. Nu este așa opacă culoarea, începe să se usuce mat, dar este greu de aplicat, este foarte greu de aplicat, nu prea, trebuie să fiu atentă, trebuie să aplic încă un strat, cred, după părerea mea. Dar așa este frumos. Deja simt cum strânge buzele. Iar la urmă am lăsat cel mai drăguț ambalaj și acesta este o fetiță, Miss Angel. Ea arată cam așa și este o culoare foarte, foarte vibrantă, aș putea spune. Este un roz, exact cum este ambalajul, este foarte mic și foarte drăguț, așa că îl voi aplica și vi-l voi arăta. Este un pic uscat, intră în liniile fine, dar așa este foarte, foarte drăguță culoarea, este foarte copilăroasă culoarea și ambalajul, nu mai spun de ea. Pensula este cam mică pentru a putea aplica foarte ușor produsul pe buze, dar este o culoare drăguță, nu mă pot plânge. Am ce să zic. Și acestea au fost rujile pe care le-am încercat în video acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați de thumbs up, de subscribe, să-mi spuneți în comentarii care ruj v-a plăcut și care nu. Și ne vedem data viitoare! Pa!